S-a ales cu dosar penal, dar și cu permisul suspendat după ce a fost prins drogat la volan. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani care s-a plimbat pe străzile municipiului Drobeta Turnu Severin sub influența cocainei. Ai consumat cocaină? Da. De unde aveai drogul? Tot mai multe persoane ajung să fie conduse de droguri. Asta s-a întâmplat și seara trecută când bărbatul din imagine a fost prins de oamenii legii la volanul unei mașini sub influența substanțelor psihoactive. În urma rezultatelor testului drug test, bărbatul consumase o cantitate însemnată de cocaină. Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiu, fiind sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării acestuia cu aparatul drug test a indicat o valoare pozitivă pentru substanța cocaină. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a ales cu dosar penal, dar și cu permisul suspendat. Este cutremurător faptul că tot mai mulți tineri nu conștientizează faptul că își pun propria viață în pericol, dar și a celorlalți. Pe lângă viteză, statisticile arată că un număr însemnat de accidente rutiere sunt produse din cauza șoferilor aflați sub influența drogurilor sau alcoolului.